Bună ziua, dragii noștri! Astăzi la Escu TV avem o invitată specială, o artistă extraordinară și o persoană extraordinară, nimeni altcineva decât Loredana Groza. Lore, cum îi spun prietenii, apropiații, fanii. Bună ziua, Loredana! Bună seara, de fapt! Și bine te-am găsit, mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Bună seara, Marius! Bună seara tuturor celor care ne urmăresc, tuturor românilor din Canada, din Montreal, de peste tot. Sunt bucuroasă că sunt cu voi. Cum trebuie să te apelez? Loredana, Lori, cum preferi? Răspund la ambele. Ok, bine. Atunci, Loredana, nu? Pentru da. Că ăsta este numele tău și numele tău de real. Și real și de scenă, da. Loredana, la mulți ani în primul rând, cu ceva întârziere, la câteva zile. Mulțumesc. Pe 10 iunie, mi se pare, ești născută? Da. Așa, în gemeni. Tot pe 10 iunie. Tot pe 10 iunie. Cum ai petrecut perioada asta a pandemiei? Ce a însemnat pentru tine această perioadă? A fost o perioadă inedită în viața mea. Am petrecut-o cu curiozitate, cu plăcere. Am încercat să găsesc în acest timp un moment de reflexie, de odihnă, de redescoperire și cred că m-a ajutat foarte mult această vacanță neașteptată. Pentru artiști în general a fost o perioadă nu tocmai fastă din punct de vedere și financiar, dar și absența publicului. Da, și da. Absența publicului, presupun că asta vă face să suferiți pe voi artiștii când nu aveți contact cu publicul. E un moment delicat, nu aș putea spune dificil, pentru că viața trebuie să ne obișnuim și cu binele și cu rău, nu? Și să nu fim influențați nici de una, nici de alta. Să fim la mijloc, să fim în echilibru. Am acceptat până la urmă și această provocare. Știam că nu va fi la nesfârșit, știam că într-o zi, sau poate știm că într-o zi, toate acestea se vor schimba, așa cum totul e în schimbare. Nu trebuie să disperi, nu trebuie să ajungi într-o stare de negativitate. Din contra, am acceptat-o și am încercat să I try to take the best of it. A fost probabil și o perioadă care ne-a ajutat pe foarte mulți, sunt convins că și pe tine, să petrecem mai mult timp reechilibrăm, să ne dăm seama care sunt lucrurile care contează în viață. Și de multe ori suntem orbiți de aparențe, de lucrurile care nu contează și le punem pe primul plan. Și acum ne-am dat seama că multe din aceste lucruri sunt inutile sau consumatoare de timp. Te-ai gândit să faci concerte online? De altfel, acum nu mult timp, ați făcut deja o încercare. Sigur. Am făcut un concert de Paști pe care l-am dăruit fanilor mei pe pagina mea de Facebook și de YouTube. Iar de curând, acum o sâmbătă înapoi, am făcut un concert care se numește Muzica de Acasă. Împreună suntem mai puternici, ăsta a fost hashtag-ul. Și care a fost chiar de la mine din living. Crezi că concertele online pot fi o soluție, pot fi un surogat? E ca și shopping-ul online, știi? Sau ca sexul virtual. Da. Sunt ok, dar nu. Nu e același. Nu se compară. E altceva.
Da, cred că absența publicului într-un concert de genul ăsta contează foarte mult. Eu nu-mi dau seama cum, pentru că nu sunt artist, nu cânt, dar cum ar fi, eu știu, aplauze virtuale, mâncare inimioare. Virtuale, ca și cum mai vrea să mănânci un steak, dar el nu există, știi? Adică ține doar de imaginația ta. Asta nu înseamnă că ești mai puțin artist, dar îți adaptezi starea în funcție de această situație. Și cumva un artist e artist indiferent dacă e noapte sau zi, dacă e online sau dacă e pe scenă. Trăirea ta trebuie să nu fie influențată de aceste coordonate. Și cumva un artist adevărat trebuie să surmonteze toate aceste obstacole și să rămână true to himself sau true to itself. Loredana, uite, îți propun să ne rezumăm la atât, să terminăm cu partea mai puțin plăcută a discuției, această pandemie, da? Care are și ea părțile bune, așa cum ai spus, ne ajută să ne redescoperim. Poate să ne mai și tragem puțin sufletul, să ne mai odihnim din galopul ăsta exact. Care am fost obișnuiți, să petrecem mai mult timp și cu noi înșine, dar și cu cei foarte apropiați. Dragi. Să mai citim o carte, să ne mai uităm la un film, poate chiar să te gândești la noi proiecte, nu? Ai avut timp foarte mult să te gândești la... Să meditez, să găsesc resurse, să îmi dau seama că oamenii tot timpul au această calitate de a se adapta situațiilor și condițiilor existente și nici eu n-am făcut excepție. Mi-am reorientat viața cumva și am încercat să găsesc că există viață dincolo de moarte și există viață dincolo de pandemie și există viață dincolo de orice. Și orice s-ar întâmpla pe lumea asta, muzica merge mai departe. Și inclusiv Lori merge mai departe. Lori merge mai departe întotdeauna, asta o știm. După o scurtă pauză vom discuta puțin despre proiectele tale viitoare, dar înainte de asta vom discuta puțin despre cariera ta. O scurtă pauză. Lori, iată-ne după această scurtă pauză. Ne aflăm în 2020. Sunt 20 de ani de la 1988, cred că acest an îți spune multe. De la? De la 1988 este un an care spune multe pentru tine, pentru cariera ta. Acum 20 de ani. Acum 20 de ani lansam un album, Agurida se numea, un album care cumva m-a dus într-un tărâm fantastic pe care l-am adorat din copilărie, acel al muzicii tradiționale, muzicii populare românești. Dar acela a fost momentul în care cumva această pasiunea mea a fost făcută publică și în care am creat acest concept de Agurida, am creat această bandă, această orchestră Agurida, cu care cânt și acum și care este cumva chintesența viselor mele, dorințelor mele de a deveni o cântăreață a tuturor românilor, indiferent de zona în care m-am născut, că sunt din Moldova, eu cânt pentru fiecare în parte. Chiar dacă e ardelean, chiar dacă este oltean, chiar dacă este regățean, maramureșan, canadian. Da, este manifestul meu și dorința mea de a avea o voce pentru fiecare dintre români și pentru a cânta pentru fiecare în parte. Să-i salutăm de aici din Canada cu această ocazie pe cei de la Agurida.
pe Pancirel, pe Marinică, pe... Eu au fost acolo deja și... Da. Îmi cer scuze, nu mi-aduc aminte chiar acum numele tuturor. Să-l salutăm și pe Alex Tomulescu, managerul Loredanei și... Da, care ne-a... Da, Lizarius Soterius, dacă mi-aduc aminte bine. Exact. Așa. De altfel, ce ai făcut tu pentru folclorul românesc, cred eu, este că ai dat o nouă valență folclorului românesc și asta a fost și continuă să fie și în momente în care folclorul începuse să se devalorizeze și există acest pericol al kitschului în folclor, iar tu ai reușit să... Nu e că am dat o nouă valoare eu. Am încercat să-l readuc în atenția generației tinere, care cumva e absorbită de tot ceea ce este occidental, tot ceea ce este american, tot ceea ce este altfel decât românesc. Și să le reamintesc sau să le amintesc că rădăcinile noastre sunt poate mult mai puternice și mult mai adânci decât eu știu cultura pop anglosaxonă. Și că în acest filon folcloric al nostru se bazează foarte mult din muzica mondială, pop și rock actuală, și că de undeva din aceste mine de aur, cum aș putea spune că e folclorul românesc, s-au inspirat foarte mulți muzicieni care au făcut simfonii, au făcut muzică rock, au făcut muzică pop. Deci noi avem o comoară, această, nu doar această limbă, ci această muzică, acest folclor care vine de undeva din negura timpurilor, ca să zic așa. Loredana, cine a contat pentru tine foarte mult în cariera ta? Ai ajuns la notorietate? Am avut foarte multe muze. Am avut, în primul rând, familia mea, părinții mei m-au inspirat și m-au arătat această cale a artei, a muzicii, a poeziei, mama, tata, dar mai târziu au venit acest muzicien pe care i-am întâlnit și m-au luminat calea și m-au ajutat să văd mai departe. E vorba de Marius Seicu, Adrian Enescu, muzicieni care mi-au marcat cumva începuturile muzicale. Apoi colaborarea mea cu Direcția 5, cu Răzvan Mirică, cu Marian Ionescu, ca după asta să intru în lumea Gurida, în care i-am avut alături pe Marin Alexandru, pe Pancirel, pe Lisarius, toți acești oameni cu care colaborez și în prezent și care au fost și sunt extrem de importanți în viața mea. Lore, îți mai aduce aminte de, nu neapărat primul tău concert, dar de începuturi. Care a fost cel mai marcant moment pentru tine? Sunt multe, e adevărat, dar există un început în toate. Poate... La Mamaia, poate... Cele mai marcante momente din carieră au fost, bineînțeles, Stau fără nume, în care am avut ocazia să iau contact prima oară cu publicul din România prin intermediul televiziunii. Apoi, momentul de la Mamaia, în 86, când am câștigat și acolo marele premiu. Sunt nenumărate momente, concertele de la Cerbul de Aur, turneele din țară, turneele din străinătate și turneul din Canada. Da, vom discuta și despre turneul din Canada, evident.
Ați fost acum 2 ani și jumătate, în octombrie 2017, cu trupa Gurida, în 4 orașe canadiene, nu? Montreal, Toronto, Calgary și Edmonton. Exact. Noi păstrăm amintiri extraordinare. Și noi. Da. Și, de fapt, concertele în sine, tu ca persoană, Agurida, show-ul pe care l-ați dat, ar fi trebuit să ne întâlnim anul ăsta, în 2020, în octombrie, dar să sperăm că... Sperăm că vom putea. Că vom reuși, dacă nu anul ăsta, la anul. Poate că veți compune și o melodie... Pandemie, ce mi-ai făcut tu mie? Da. Da, știu că ai o melodie, supărare sau ceva de genul ăsta. Supărare, depărtare. Depărtare, da, da. Așa și să sperăm că pandemia asta nu ne-a făcut-o chiar de tot, numai o festă așa trecătoare și sunt convins că ne vom revedea în Canada. Vom discuta după o scurtă pauză. Da, iată, revenim după această scurtă pauză. Lori, ați fost în Canada, așa cum spuneam. Cu ce amintire ai plecat de acolo? Ce ți-a plăcut? Nu te întreb ce nu ți-a plăcut, pentru că tot a fost extraordinar. Nu există. Totul mi-a plăcut. A fost o experiență incredibilă și e a doua oară în viață când... am avut ocazia să ajung acolo. Prima oară a fost în 93, iar a doua oară a fost acum 2 ani jumate, cum spuneai și tu. A fost un moment care m-a încărcat foarte tare, pentru că am luat contact cu atâția oameni minunați și nu o spun doar din complezență, chiar o spun din tot sufletul. Am întâlnit prieteni și mi-am făcut prieteni fantastici, și români, și canadieni, și alte nații. A fost o deschidere incredibilă și mă bucur tare mult că am avut șansa să pot să le împărtășesc cântecele mele și toată pasiunea mea pentru muzică. Mi-am dat seama cât de însetat și cât de primitor și doritor de spectacol și de artă sunt românii de acolo. Mi-e tare dor de ei și tare mult mi-aș dori ca anul ăsta să găsim o poartă să ajungem din nou împreună. Da, să sperăm și noi ne dorim tare mult să știi că publicul de aici vă iubește foarte mult. Loredana, le-ai rupt inimile românilor din Canada. Și ei mie. Așa. Vreau să întreb, Loredana, ai fost de multe ori în India. Ce ai făcut acolo? Trebuie să fie ceva special pentru că... Când ajunge în India, se roagă, eat, pray and love. Știi cum e în filmul ăla, nu? Da, despre da. Despre India, da. Cu Julia Roberts. Da. Nu e departe de adevăr. Este un loc sacru. Este un loc în care... te regăsești, în care spiritualitatea și aprofundarea unor sentimente pe care cumva le ținem undeva așa mici în noi și nu ne-i frică să le expunem acolo, iau cu adevărat viață. M-a ajutat foarte mult să mă descoper și să devin, cred eu, o persoană mai bună, o ființă mai adaptată acestor vremuri, pentru că trebuie să ne adaptăm timpurilor și să ne reinventăm de fiecare dată. Deci cred că India m-a ajutat foarte mult. Te-ai gândit să te inspiri din... muzica indiană pentru a combina... Oh, da! Am început să studiez muzica carnatică. E o muzică care vine din această zonă a Indiei, din sudul Indiei. Muzică clasică, tradițională indiană. Și
instrumente pe care le-am descoperit, muzicieni cu care am colaborat și colaborez. M-a ajutat foarte mult să-mi deschid viziunea despre muzică. Și muzica indiană, oricum, mie îmi plăcea din copilărie, de când urmăream filmele cu Raj Kapoor, Raj Abba Kapoor, Ramu și Lanțul Amintirilor, O floare pentru doi grădinari și toate acele filme indiene pe care românii le savurau efectiv. Deci era, țin minte că se bătea lumea să intre la cinema să vadă un film indian. Ei, faptul că am reușit să iau contact cu această cultură și să fiu cumva direct la sursă, e o mare șansă pentru mine și mă simt extrem de binecuvântată. Loredana, în afară de faptul că ești una dintre cele mai cunoscute, după părerea mea, chiar dacă nu cea mai valoroasă voce feminină a momentului, deja de foarte mulți ani, asta este părerea Mulțumesc. mea, ai și o școală de muzică, nu? Prin care încerc să transmiți Sigur, am un talentul. atelier de voce și muzică, se numește Atelierul de Voce și Muzică Bai Loredana. E adevărat că în ultimele 3 luni am fost încercați de această pandemie și cursurile au fost suspendate, s-au făcut doar online. Ne dorim și îmi doresc din tot sufletul ca să putem să revenim din nou și să putem să avem contact direct cu copiii și să le putem împărtăși din tainele muzicii, din tainele infinite ale muzicii. E o școală în care cred, e o școală în care mi-am dorit să fie, de fapt, mai mult, nu o școală în sensul clasic al cuvântului, ci să trecem dincolo de tipologia în sine sau de definiția în sine de școală. Să fie un loc în care copiii să se poată dezvolta și să poată evolua liber din punct de vedere muzical și spiritual și artistic. Da, o salutăm și pe Laira, ai spus că o cheamă? Laira? Laira, da. Laira? O salutăm și Laira, da. pe Laira. Loredana, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru că ai Eu vă acceptat mulțumesc. invitația noastră. Știu că vii după un alt interviu pe care l-ai dat la TVR, mi se pare, dacă nu mă înșel. Da. Noi te așteptăm cu mare drag și cu nerăbdare în Canada, pe tine și Eu a te aștept. O să Gurida. o aștept pe Laira. Da, cum să nu? Vă salutăm pe toți și vă salutăm pe toți de aici, din Vă pup, Canada, și vă și așteptăm cu drag. să ne vedem cu bine. Aveți grijă de voi.